Campania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a suspendat licitațiile pentru ambele loturi de autostradă A8, care sunt prevăzute a fi finanțate în cadrul A8, fiind vorba despre capetele sectorului Montan, Târgu Mureș, Miercurea Nirajului și Leghin Târgu Neamț. În ambele cazuri, decizia a venit după ce specialiștii CNAIR nu au reușit să răspundă în timp util la cele peste 700 de solicitări de clarificări la documentațiile de atribuire, respectiv întrebări adresate de către constructorii interesați să participe la procedură. Cele două acțiuni din A8 scoase la licitație au o valoare estimată de circa 5 miliarde de lei și o lungime totală de peste 50 de kilometri. Secțiunile reprezintă capetele sectorului montan al A8, iar finanțarea este asigurată prin intermediul PNRR.